În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Iubiți frații întru Hristos, astăzi este praznic mare în cer și pe pământ, căci sfinții aceștia cu adevărat mari sunt, după cum îi cinstește Dumnezeu, după cum îi slăvește și oamenii, sfinții aceștia care au avut viață cu adevărat sfântă, viață înaltă, viață de bărbați, luptători, mărturisitori pentru credința cea adevărată și pentru biserica cea una. Sfinții trei ierarhi sunt stâlpi, cu adevărat stâlpi ai bisericii noastre, pietre vii, pietre de temelie, de fundație ai bisericii noastre, stâlpi pe care se sprijină, iată, Evanghelia, se sprijină învățătura, ei care s-au luptat pentru ca noi să avem astăzi această minunată și sfântă liturghie, s-au luptat pentru ca noi să primim cuvântul nealterat, cuvântul cel de viață făcător, curat și ca lacrima și ca apa de izvor. Nu vă voi spune despre ei, pentru că nu se cuvine a grăi cât de mari sunt sfinții aceștia, nici nu știu ce să spun, sunt cu totul copleșit de măreția lor. Atât putem spune că sfinții aceștia ne trimit nouă un mesaj de unitate, de comuniune, de desăvârșită comuniune. Iată cât de minunat s-au arătat unui episcop, pentru că poporul lui cinstea și fiecare spunea că mai mare este Vasile sau mai mare este Grigorie sau mai mare este Ioan, după harismele pe care le avea fiecare. Ucenicii lor se luptau pentru întâietatea părinților lor duhovnicești, dar iată s-au arătat acești părinți, au spus nu, ci darurile noastre, harismele noastre sunt desăvârșite numai în comuniune, în iubire unul față de altul și noi suntem în unime, așa după chipul Preasfintei Treimi, pentru că pentru asta s-au și luptat, pentru învățătura cea adevărată și cea îndumnezeitoare a Preasfintei Treimi, învățătura cea dreaptă, dreapta slăvire, ortodoxia. Vă voi spune însă un lucru din zilele noastre, care, deși e banal, e foarte banal, la prima vedere, să vă voi spune o poveste din zilele noastre. Cu niște tineri care, după ce au plecat de la casa părinților lor, de la pământ și de la opinci sau de la picioare goale pe, în țărână, de la cămășoaie lungă și de la mămăligă cu ceapă, au ajuns sau au dorit să ajungă la oraș. Și au ajuns la oraș și au început să facă școli și au fost prețuiți, să spunem așa, valorizați și au început să construiască o lume care îi scotea în evidență, să spun așa, și îi răsplătea pentru efortul lor, care nu era mic, o lume care se clădea sub ochii lor, o lume mai bună, mai dreaptă, o lume nouă, care însă avea nevoie și de un om nou. Și lumea aceasta, în timp ce ei o clădeau, sau lumea îi clădea pe ei, iată, i-a făcut să uite de Dumnezeu, i-a făcut să uite de biserică, i-a făcut să uite de Sfânta Spovedanie, de Sfânta Împărtășanie. Și pe măsură ce lumea aceasta creștea și se lumina,
lumina aceasta creată le lua ochii și îi făcea, îi atrăgea atât de mult încât uitau și de sinele lor, uitau de originile lor, de sămânța lor și de strămoșii lor, bineînțeles, creând o lume care la prima vedere părea mai bună, părea mai frumoasă, mai dreaptă, mai comodă, o lume în care fiecare era prețuit după cum muncea sau se jerfea pentru construcția acestei lumi. Tinerii aceștia de care vă spun s-au și căsătorit, așa după cum i-a învățat lumea nouă. Undeva în fața unui om, zis ofițer de stare civilă, au crescut, au învățat, au fost cinstiți, oameni morali, cum se cade, și la urmă Dumnezeu le-a dăruit și copii, le-a dăruit și o bună stare materială, să spunem așa, o lipsă de griji, poate chiar o pace, am putea spune, o tihnă din aceasta, așa cum poate să dea lumea pacea. Iată, pacea mea dau vouă, nu cum vă dă lumea, ci pacea mea. Lumea le-a dat o oarecare pace, însă pacea aceasta a avut un preț, și anume depărtarea, și când spun depărtarea, spun lepădarea de Dumnezeu. Cum trebuie să fi crescut copiii aceștia? Copiii aceștia s-au născut din niște oameni transformați, omul nou, omul erou al muncii socialiste, pe care te puteai bizui, om cu cuvânt, om valoros pentru societate, dar care era golit în interior, nu mai avea rădăcină, nu mai avea viață, nu mai avea lumină, omul acesta, iar copiii lor nu puteau să fie decât tot așa, nu? Au crescut de acum ei a doua generație de oameni noi, oameni turnați într-o matriță în care nici nu se mai punea problema amintirii de Dumnezeu. Copiii aceștia au crescut fără icoană, fără candelă, fără biserică. În chip minunat Dumnezeu a îngăduit să fie botezați, poate vreo bunică, vreo mătușă, cineva care încă nu rupsese legătura cu Hristos, cu biserica, cineva care încă nu se lepădase cu totul de Hristos. Ei bine, deci iată că a fost un prim pas și taina aceasta minunată a botezului, săvârșită în numele Preasfintei Treimi, părea că este mai mult un reflex social, părea că este ceva care e de bine să se liniștească copilul, să nu mai plângă, să sugă țâța, să crească sănătos. Era un fel, o raportare magică la această taină atât de minunată care este taina vieții. Și copiii aceștia au crescut ca oameni care nu au intrat niciodată în biserică. Au trecut ani, decenii, zeci de ani au trecut și părea că de acum și copiii acestor copii vor fi la fel, pentru că cu cât se rupe această legătură, se diluează atât această legătură cu Dumnezeu, practic se așterne uitarea, se așterne o obișnuință și pare că totul este pierdut. Ei bine, Dumnezeu, care, să mă iertați că spun cuvântul acesta, pare că are și simțul umorului. Pentru că tinerii aceștia de care vă vorbesc și pe care i-am cunoscut foarte bine, au născut un copil chiar în ziua în care se prăznuiesc Sfinții Treierati.
ziua în care se prăznuiesc luptătorii pentru biserică, pentru adevăr, pentru credință. Ei care au ars ca niște torțe vii, s-au mistuit pentru dragostea de Dumnezeu, de neam creștin și de semenii lor. Sigur că nici aceasta nu înseamnă nimic la prima vedere, e banal, e o zi din calendar și câți copii nu se vor fi născut în această zi, numai că, iată că au trecut zeci de ani, tinerii aceia au îmbătrânit, au trecut la Domnul sau unde Domnul hotărăște și copiii lor și nepoții lor au mers pe aceeași linie. Până când într-o zi Dumnezeu, Cel care stă cu mâna streașină la ochi, așteptând pe copilul cel rătăcit, pe fiul cel plecat într-o țară îndepărtată, s-a hotărât să nu mai aștepte, ci să purcea de el în căutarea fiului. Iată o nouă perspectivă pentru duminica viitoare. Un tată iubitor care nu numai că așteaptă să-și ierte fiul, dar pleacă în căutarea lui. Aceasta este o nouă parabolă și iertați-mă că îndrăznesc, dar este, nu cred că Dumnezeu s-ar supăra, pentru că știm foarte bine că ce n-a făcut Domnul ca să ne întoarcă acasă. Ei bine, a pus mâna streașină la ochi și a văzut că este cu neputință din puterea lor ca acești copii să se întoarcă și a pornit în căutarea lor. Și i-a găsit cum i-a găsit, știți parabola, doreau să se sature cu mâncarea porcilor, dar nu le-o dădea nimeni, nu mai știau de casa tatălui lor, nu mai știau că argații tatălui lor, părintelui lor, trăiesc mai bine decât ei, se satură cu pâine, cu pâinea singura care satură, adică trupul Mântuitorului Hristos, și iată că i-a găsit acolo zdrențuiți, în mlaștină, în noroi, abia mai putând respira. Și tânărul acesta, copilul acesta de care vă spun că s-a născut în ziua Sfinților Trei Ierarhi, avea peste 30 de ani. Pentru prima dată când a auzit că în ziua în care el, să zicem, ar face o chiulaba, o petrecere cu prietenii, eu știu, poate s-ar și îmbăta sau ar mânca peste măsură sau ar bea peste măsură sau ar râde prostește sau glume și bancuri fără sens și mai știu eu ce alte lucruri. Ei bine, a aflat că în ziua aceasta s-au născut, sunt prăznuiți Sfinții Trei Ierarhi. Cine pot fi acești Sfinți Trei Ierarhi? De atâta lume se minunează și se închină la ei. Ei bine, avea tânărul acesta, care nu mai era chiar atât de tânăr de acum, să afle mai târziu. Vă spun doar atât, că acest fiu din țara îndepărtată se află în fața frăților voastre. Și că atât de mult m-a copleșit Dumnezeu cu dragostea Lui, încât am certitudinea și încredințarea că nu există un om pe pământul acesta, indiferent de situația în care s-ar afla, atâta timp cât îi bate inima în piept, atâta timp cât mai are viață în el, nu există să nu poată fi salvat, să nu poată fi ridicat. Dacă a fost cu putință lucrul acesta, ca nu să-l întoarcă doar să se sature de pâine în casa tatălui său, ci încă și inel să pună în degetul lui, și încă haină luminoasă, și ce haină de te cutremuri când te gândești, și dacă ar trebui să fii recunoscător pentru asta, te-ai arunca la pământ și nu te-ai mai ridicat de acolo, ci nu mai ai plânge până la sfârșitul zilelor. Numai că acesta este un mare dar de la Dumnezeu, poate cel mai mare dintre daruri, ca să ai lacrimi. Și lacrimi de pocăință și lacrimi de bucurie, de recunoștință pentru darurile pe care ți le-a dat Dumnezeu. Ei bine, cel care vă vorbește, fără niciun fel de merit, a primit aceste daruri de la Dumnezeu. Și peste toate acestea încredințare că Dumnezeu atât de mult iubește lumea, atât de mult a iubit lumea, încât l-a dat pe Fiul Său,
ca fiecare să se poată mântui, ca fiecare să se poată sfinți. Pentru că ni se cere nouă aceasta, să ne sfințim. Fiți sfinți! Când spunem asta, spunem, este cu totul imposibil. Cum mi-aș cere acum să mă duc să iau un 10 la paralele sau la bârnă? Este cu totul imposibil, nici nu știu dacă aș putea să merg în echilibru de la un capăt la altul. Ei, cu toate acestea știm că ceea ce nu este cu putință la Dumnezeu, nu este cu putință la om, este cu putință la Dumnezeu. Dați-mi voie să facem acest exercițiu demonstrativ, argumentativ, care este și de logică. Le spune Dumnezeu apostolilor săi, le spune Mântuitorul Iisus Hristos, mai lesne este să treacă cămila prin urechile acului decât bogatul în împărăția lui Dumnezeu. Ce înseamnă acest mai lesne este să treacă cămila? Păi dacă cămila nu poate să treacă, este imposibil să treacă prin urechile acului, atunci să treacă bogatul este și mai imposibil, dacă există acest superlativ în limba română. Deci ce spune Dumnezeu? Este cu totul cu neputință. Fără mine nu puteți face nimic. Și imediat rezolvă și problema. Ceea ce nu este cu putință la om, este cu putință la Dumnezeu. Și cum ne arată? Păi foarte bine. Zahie, coboară-te și dă-te jos, căci astăzi trebuie să rămân în casa ta. Și ce spune? Astăzi s-a făcut mântuire casei acestea. Adică ceea ce era mai imposibil decât a trece cămila prin urechile acului, aceasta a făcut Dumnezeu. Ei bine, asta nu o știm numai din teorie, ci o știm de acum noi care suntem în biserică, o știm din cercare. Pentru că ce a făcut Dumnezeu? Fără să avem vreo vrednicie, fără să avem vreun merit, ni s-a dat întreg trupul și sângele său cel mântuitor. Și ce ne-a cerut? Fiți sfinți! Și noi spun, dar cum am putea să fim noi sfinți? Păi cum să fiți sfinți? Ceea ce nu este cu putință la tine, este cu putință la mine. Pentru că unindu-te cu mine, poți să fii sfânt. Și ce înseamnă să fii sfânt? Păi de la cele mici, ia să-i vedem pe acești trei sfinți. Ce au făcut? Păi ce au făcut? În primul rând au apărat dreapta credință. S-au luptat cu dreapta credință și nu numai așa că au stat răpiți în extaz, ci au fost milostivi, s-au luptat împotriva lui Arie și cu sabia dacă trebuia. Arie care nega dumnezeirea Mântuitorului Iisus Hristos, deci ne nega ce? Sfințenia, îndumnezeirea și mântuirea. Arie de fapt ce făcea? Aducea peste lume deznădejdea, aducea peste lume tragedia. Arunca în derizoriu întruparea Mântuitorului Iisus Hristos. Și acești trei sfinți, deși erau ierarhi și aveau și ei probabil de plătit impozite, aveau și ei de vorbit cu împăratul, că știm foarte bine, erau exilați, le tăia câte o ureche, câte o mână, câte o nu știu ce, îi trimitea pe unde nu îi trimitea, nu ca astăzi. Și cu toate astea că aveau atâtea relații cu lumea, cu oamenii, ei trăiau viață îngerească în trup. Și toată viața lor au dat-o lui Hristos din dragoste pentru oameni. Fiți sfinți, aceasta înseamnă. Sfințește-te, citește viețile sfinților și vezi cum au putut să facă ei. Dacă se va cere de la tine mucenicie, să fii gata pentru mucenicie. Sigur, acestea sunt vase alese. Și aici îndrăznesc să spun, îl vedeam pe părintele Iustin Pârvu când îi pomenea pe mucenicii de la Aiud, plângea și zicea, citea acolo numele lor, Constantin, în sfârșit, și spunea, n-am fost vrednic, adică n-a fost vrednic să fie
ucenic. Dar cum, ce ucenicie mai mare este aceea decât să fii de acolo, să ieși de acolo biruitor și să fii un duhovnic al neamului? De asemenea, vă spun și despre iubirea lui Dumnezeu și despre dragostea lui care ne cheamă la sfințenie. Vlădica Bartolomeu Anania era în închisoare, sărmanul, dacă nu cumva era și el student, medicinist. În sfârșit, important este următorul lucru, că atât de tare l-au bătut, încât 10 zile s-a târât pe coate și pe genunchi să meargă la toaletă, să își împlinească nevoile firii. Și atunci, pentru că l-a îndurerat atât de mult bestialitatea lumii asemenilor săi, s-a smintit pe semne. N-a mai putut să creadă în cuvântul acesta al lui Dumnezeu că trebuie să iubești pe pe apropiații tăi, pe semenii tăi. Și mai mult decât atât, să ajungi să iubești pe dușmanii tăi, pe cei care te prigonesc. Atât de tare l-a rănit sufletește, nu atât bătaia fizică, ci cât bestialitatea și ura cu care a fost administrată, încât el a hotărât într-o noapte că nu mai vrea să vadă lumea aceasta. Știți că cuvântul lume, v-am spus și altădată, vine de la lumină. Lumina aceasta i s-a părut atât de întunecat, atât întuneric, încât el a zis, întunericul orbirii este mai ușor de suportat. Și atunci, dintr-un piaptăn, și-a făcut-o Andreea și a vrut să-și scoată ochii, să-și bată-mă ochii, să ajungă orb, pentru că orbirea aceea, întunericul acela dat de orbire, era mai suportabil decât să vadă lumea aceasta atât de întunecată. Și asta o spune Vlădica Bartolomeu. Deci în noaptea aceea hotărâse, ascuțise Andreaua și de acum își făcea rugăciunile probabil. Ce rugăciuni mai poți să faci când ești într-o astfel de stare? În care deznădejdea cu totul te-a cuprins, vrăjmașul cu totul te-a luat în brațele sale. Și cu toate acestea, mila lui Dumnezeu l-a acoperit atât de mult, nu numai că a trecut peste această încercare, i s-a arătat sora lui care era nevăzătoare în somn, în sfârșit, sau a Evea, cine poate ști, a trecut peste asta și vreau să spun, de la iadul cel mai adânc, al deznădejdii, al gândului că, iată, noi suntem aici și am primit 20 de ani, 25 de ani sau muncă silnică pe viață și oare ce am făcut ca să merităm aceasta? Cei mai buni dintre noi, din neamul nostru, au fost... Cei mai buni din neamul nostru au fost duși și închiși acolo fără niciun fel de nădejde, fără putință de a ști când vor ieși și ce va fi cu ei. Și cu toate acestea au trecut peste toate și Dumnezeu, vorbind de Vlădica Bartolomeu, l-a făcut de acolo, din adâncul acela de deznădejde, din iadul deznădejdii, l-a adus unde? L-a făcut mitropolit, l-a făcut arhiereu și nu orice arhiereu, ci cel mai iubit arhiereu din Sfântul Sinod. Deci nu e, eu zic că este mai mult lucru ca arhierei, să mă iertați, vor fi fiind, au fost și vor mai fi. Dar noi vorbim astăzi de Sfinții Trei Ierarhi, ca model de arhierie, ca model de preoție, ca model de sfințenie. Și dacă nu întâmplător am făcut această comparație, pentru că Vlădica Bartolomeu a ajuns luptător, leul Ardealului, luptător în Sfântul Sinod și peste tot pentru dreapta credință. El care era pe marginea prăpastiei, în mlaștina deznădejdii, înconjurat de fiare, fără niciun fel de scăpare. De multe ori și nouă ni se pare că suntem așa. Și așa și este după socotelile oamenilor. După cum spunea Sfântul Apostol Pavel, câte n-am pătimit ca noi, în noi înșine, să ne socotim ca
osândiți la moarte. O să am trecut, trecem și vom trece cu toții prin situațiile astea. Dar să luăm acest exemplu, nu a Sfântului Apostol Pavel, al acestor mărturisitori, al Doamnei Aspazia, care, cum să spun, o văd, dacă mi-o închipui, acum nu-mi închipui un chip, ci doar o lumină. Îmi închipui un chip de lumină. Nici nu mai văd trăsăturile feței, o văd ca într-o icoană, luminată, așa, de harul dumnezeiesc, de slava lui Dumnezeu. Acești oameni s-au sfințit. Ce a făcut Dumnezeu cu tinerii aceia de care v-am vorbit la început, care au fost majoritatea? Ce a făcut? A păstrat pentru ei modelele acestea, modele de sfințenie, să le vadă cu ochii lor, pentru că știau că nu vor citi viețile sfinților. Sau dacă vor citi, vor da din cap și nu vor crede. Nu vom crede. Dar a pus înaintea ochilor noștri acești sfinți. Pe Părintele Arsenie, pe Părintele Iustin, ca modele, nu de viață creștină, ca modele de sfințenie. Și nu numai că Dumnezeu ne-a ridicat de acolo, de unde era imposibil, mai lesne este să treacă bogatul în împărăția lui Dumnezeu, decât să ne fi ridicat noi acolo după ce bolșevismul a satanizat poporul acesta. Și cu toate acestea, Dumnezeu a făcut lucruri minunate. Lucruri minunate. Aceasta este încredințarea pe care o am și mărturisirea pe care o fac de ziua Sfinților Trei Ierarhi, despre care n-am auzit până la 33 de ani sau 32 de ani. Și acum, deși am auzit despre ei, mai mult, dacă vreți, mă apasă lucrul acesta, preoția lor, sfințenia lor, lucrarea lor, mă apasă, însă nu în sens deznădăjduitor. Îmi dăruiesc putere de pocăință, putere de lacrimi și putere de exemplu, bineînțeles. Aceasta este ziua de astăzi și am vrut să vă mărturisesc despre ea, nu ca într-un cadru istoric, ci într-un cadru ontologic, într-un cadru duhovnicesc al unor oameni care au trecut prin aceasta. Mulți de aici și din altă parte au trecut prin acest iad despre care nici n-am știut. Noi nu știam ce se întâmplă. În timp ce noi făceam revelioane, la bale și ce mai știam noi să facem, cum ne-a învățat la Casa de Cultură cu Irina Login, cum se știa, Dumnezeu să-i dăruiască sănătate. Oamenii aceia se spovedeau sau făceau liturghia prin morse, în timp ce noi eram acolo. Nu știam lucrurile acestea. Două lumi. Noi ziceam că eram în lumea reală și că lumea lor nu există. De aceea și astăzi se apasă atât de mult și se acoperă atât de mult, pentru că nu vor să vedem lumea aceea, ca aceea este lumea reală. Acela este modelul de sfințenie, acela este modelul poporului român, cel mai... Dacă iertați-mă că îmi vine această comparație, dacă este caracteristic pentru poporul german Mercedes, pentru poporul român este caracteristică sfințenia sau sfântul. Acum am venit treaba asta și am spus-o, nu știu cum sună, dar așa stau lucrurile și așa simt. Caracteristica noastră este sfințenia. Acesta este modelul cel mai potrivit al poporului român. Să ne învrednicească Dumnezeu de aceasta, de dorirea inimii noastre, să fim și noi sfinți. În lume, necazuri veți avea. Dar îndrăzniți. Dar îndrăzniți. Iar cei care doresc să-i urmeze lui Hristos, să știți de acum. Și eu am auzit cuvintele astea, dar n-am crezut. Pregătiți-vă de cruce, pregătiți-vă de sânge, pregătiți-vă de încleștare pe viață și pe moarte. Dar peste toate acestea vine bucuria. Nimic nu se compară cu
cu bucuria de a fi creștin. Nimic nu se compară cu bucuria de a fi din neamul Sfinților Treierari, din neamul Sfinților Români, din neamul Sfinților Pătimitori. Dumnezeu să vă dăruiască tuturor această dorire de a fi în luptă pentru Hristos, pentru cruce și pentru adevărul cel îndumnezeitor. Amin. Vreau să cerem ce părinte. Lăsați-mă să pun ceva. În primul rând, la conștiințele mele de ucenic al dumneavoastră aici. Și poate și glasul, la glasul credincioșilor dumneavoastră, care vin și își mai răcoresc sufletul după vorbaia zilele petrecute în timpul săptămânii, fiecare acolo unde este chemare. În primul rând vreau să vă doresc din tot sufletul meu și al credincioșilor noștri aici de cinoastră. Vă dorim multă sănătate și mai mult decât sănătate, știm că iubiți pacea. Pentru că pacea e mai mare decât sănătatea. Am văzut oameni bolnavi care aveau pace și am văzut oameni sănătoși care n-aveau pace. Așadar, să vă dorească Dumnezeu pace. Iar în ceea ce ne privește, am vrea să vă cerem iertare. Că nu de puține ori ne-am dovedit neascultători și neurmători sfaturilor dumneavoastră. De multe ori, cuvintele din predici, sfaturile poate de la spovedanie, sau sfaturile oferite de dumneavoastră prin ceea ce va lumina Dumnezeu să ne spuneți. Poate n-am reușit să le urmăm și să ne dedicăm viața la înălțimea unor astfel de sfaturi, de cuvinte, de îndrumări care să ne ajute în viață și să ne ajute să nu fim niște soldați care zac în tranșee, ci unii care în continuare luptă. Aș vrea, v-am început cu o urare, am continuat cu o iertare și am vrea să închei și aș vrea să închei cu o mulțumire și cu o rugăciune totodată către Bunul Dumnezeu, care știm că prin condeiul lui Dumitru Steliloae a spus că toate sunt de la Dumnezeu, toate lucrurile din lume sunt bune. Pentru că Dumnezeu are datoria aceasta, are această lucrare a Lui de a transforma tot ceea ce este rău și păgubos în lume, să transforme într-un scop bun al omului. În primul rând vă mulțumim pentru că sunteți o pildă în a înfrunta cu bărbăție treptele pe care Dumnezeu vi le pune înainte și pe care Dumnezeu pe care dumneavoastră v-ați angajat să le urcați către o chemare a lui Dumnezeu spre desăvârșire, pe care o face către toți. Și să știți că sunteți o pildă pentru noi în ceea ce privește tăria și dârzenia cu care stați în fața ispitelor. Poate că nu sunteți atât de dârzi pe cât doriți. Și poate că v-ați fi dorit mai mult de la dumneavoastră și de la capacitatea dumneavoastră duhovnicească și sufletească, dar pentru noi sunteți un model pe care trebuie să-l luăm ca exemplu în inevitabilele ispite pe care ni le va pune Dumnezeu înainte ca să urcăm și noi câte o treaptă spre desăvârșire. Să vă țină Dumnezeu la fel de dârz, precum vă vedem noi, nu precum vă considerați dumneavoastră, și să vă ajute să le depășiți pe toate și împreună să trecem, să mergem poate și noi pe urmele dumneavoastră cu aceeași bărbăție și același eroism creștinesc din care Sfânta Împărtășanie transformă cu toată lumea. Amin. Rogului Tău, Părintelui Cezar, dă-i, Doamne, zile bune și îndelungate, viață pașnică, sănătate, mântuire întru toate, bună sporire, asupra vrășmașilor biruință.
și-l păzește pe dânsul într-o mulți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire. La mulți ani să trăiți, vă fie viața numai lumină, ca le-ați cântat Sfinților, am simțit o clipă că sufletul meu se ridică așa spre cer când ați cântat astăzi. A fost foarte frumos. S-a simțit că... și mulțumesc și pentru acatistul pe care l-ați făcut. Am adus așa o mulțumire Sfinților Treierari. Mulțumesc, e mare lucru, să știți. V-a dăruit Dumnezeu aceste harisme pe care le putem pune în slujba bisericii, în slujba oamenilor, mai cu seamă în slujba. Când spun biserică, mă gândesc întâi de toate la cine se gândește Dumnezeu, la om, la chipul acesta pe care îl poartă omul. Vă mulțumesc tuturor! Mă ajută foarte mult, dacă e vorba de dăgzenie, vă zic și eu ce a zis, ne-a zis Părintele Făgețean odată, nu știu dacă mai este bădia Marcel pe aici. Noi îi ceream un sfat să ne luptăm cu puterile întunericului, cu vrăjmașii, nici nu știam de cine sunt vrăjmașii care au năpădit în țara aceasta, că e nevoie să ne luptăm. Și Părintele avea 90 și ceva de ani, s-a aruncat așa pe spate, pe o pernă, a început să râdă cu o poftă și zicea: suntem și noi bărbați ca toate femeile. Așa și cu dârzenia mea, care e cârpă lepădată dacă n-ar fi susținută de dragostea frăților voastre. Nu-s cuvinte, aici nu ne jucăm cu cuvintele. Am observat că în lupta aceasta, dragostea este cel mai mare ajutor, cel mai mare suport. Iubirea, asta și transmit Sfinții Treierari, despre unitate este arătarea lor. Despre unitate, despre complementaritate în desăvârșire. Fiecare om are daruri de la Dumnezeu și toate combinate între ele dau desăvârșirea, dau biserica. Iubirea este, m-am gândit foarte mult și nu puteam să înțeleg ce anume i-a ținut pe părinți în închisori. Și iubirea i-a ținut, numai dragostea i-a ținut. Dragostea între olaltă, dragostea pentru cineva de afară, dragostea pentru Dumnezeu. Și vă spun un gând pe care l-am primit, cred că e de la Dumnezeu. Dar vi-l spun, am o certitudine în viața mea, nu știu cum va fi, ce va fi, dar am o certitudine că voi face totul, dar absolut totul, atât cât îmi stă în putință, să nu se pună problema iadului. Dacă ceea ce, prin ce trecem, câteodată avem încercări din acestea și le numim iad, și ești cu inima zdrobită și călcată în picioare și la marginea deznădejdii, dacă la asta îi spunem iad, apoi cum e iadul?
Dacă asta nu putem duce, care avem înger păzitor, avem taine, avem împărtășanie, avem spovedanie, avem sfinți ocrotitori, avem pe Maica Domnului. Și dacă asta nu putem să ducem și spunem că este ea și nu mai putem, de acum așa ceva nu mai putem duce, atunci cum e iadul? Și când spun despre asta, nu știu dacă m-ați auzit pomenind vreodată de când ne cunoaștem despre iad. E prima dată când vorbesc despre iad. Pentru că l-am ignorat cu totul, nu că nu există, pentru că treaba noastră este alta. Dar pentru prima dată mi-am dat seama că să afli, inima ta să afle arderea asta cât este de dureroasă și să zici că e iad și să nu te lupți să n-ajungi în iad, înseamnă că ești nebun de legat și n-ai ce căuta decât la un spital. Deci am această certitudine și pe care o să vă, cu timpul, o să tot spun, o să tot vorbesc despre ea, că voi face totul ca Dumnezeu să aibă de ce să se agațe, afară de mila Lui și dragostea Lui, de cel mai mic firișor să zică, hai măi amărâtule și tu, treci încoace. Și asta vă doresc și frăților voastre. Să aveți încredințarea asta că toată lupta noastră e pentru mântuirea noastră și a celor pe care îi iubim.